Dragilor, astăzi vom vorbi despre bullying, pentru că, iată, 30 ianuarie, Ziua Internațională a Non-Violenței în Școli. Alături de noi este Nadia Tătaru, cofondator Radio Itzi Bitzi, președintele Asociației Părinților Isteți, și vom discuta despre ceea ce înseamnă bullying-ul la școală, atât bullying-ul fizic, cât și, iată, în contextul pandemiei, cel puțin de 2 ani încoace, asistăm la o altă formă de bullying, bullying-ul cibernetic sau bullying-ul online. Vom discuta pe marginea unei cărți, de fapt Nadia ne va pomeni și despre o altă carte, vorba despre Stop Bullying, 8 strategii eficiente pentru părinți și profesori, strategii de recunoaștere, oprire și prevenire a comportamentului agresiv, o carte scrisă de Sidney Whitson, publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, dar și o altă carte despre care ne va povesti Nadia Tătaru. Iată un fenomen, aș spune eu, un fenomen îngrijorător la care asistăm. Ce facem? Cum, cu ce soluții, cu ce metode venim ca să facem fața acestui fenomen, iată, forme de abuz, de hărțuire, atât la școală cât și în mediul online? Ce ar trebui să facă un părinte dacă noi, în calitate de părinți, ne-am confruntat cu această problemă în cazul copiilor noștri? Bine v-am găsit, în primul rând, și mă bucur că discutăm acest lucru extrem de important într-o zi la fel de importantă, ziua care marchează necesitatea non-violenței în școli. Ce putem să facem? Ceea ce am crezut eu putem să facem, și de asta am demarat acum 4 ani campania strategică națională de prevenire și combatere a bullying-ului, cred că un prim pas este să avem cu toții aceeași înțelegere că bullying-ul este de fapt o formă de violență, da? Și la fel de gravă sau poate mai gravă chiar decât violența fizică, este o violență psihologică, emoțională, care poate provoca daune extreme, și când zic extreme mă gândesc chiar și sunt cazuri întâmplate de suicid sau tentativă de suicid din cauza bullying-ului din mediul școlar. Și da, trebuie să avem în primul rând cu toții o aliniere, și de asta s-a modificat legea educației, am contribuit în mod susținut la lucrul acesta și avem o definiție a bullying-ului, da, care ne spune foarte clar ce este, că este o violență psihologică făcută în mod intenționat și repetat cu scopul de a-l denigra, de a-i scădea stima de sine celuilalt. Și după ce avem această lege, avem și niște norme în care toată lumea, toți factorii implicați, toți stakeholderii, trebuie să știe foarte clar care e responsabilitatea lor, ce trebuie să facă și care e area în care ei se manifestă și cum conlucrează ca să se stopeze fenomenul și să se prevină. Și vreo 3 ani de zile, am lucrat la mese rotunde la acest lucru și acum avem niște norme care ne spun foarte clar ce se întâmplă în școli, că există anumite comisii care includ directorul școlii, consilierul școlii, niște reprezentanți ai părinților, niște reprezentanți ai elevilor, niște reprezentanți ai profesorilor, și care lucrează, cum să spun eu, să monitorizeze situația din școli, să mențină un mediu armonios, să intervină imediat ce apare o situație neplăcută, să anunțe 112, să anunțe Direcția Generală de Protecția Copilului, să anunțe poliția, să includă, astea în cazurile mai grave, în cazurile mai ușoare, să discute cu părinții, să includă consilierul școlar în lucrul ăsta. Deci, să zic așa, avem o înțelegere comună, aliniată în lege, avem deja niște pârghii prin care putem să acționăm. Mai rămâne ca toate lucrurile astea să fie cunoscute de profesori, de părinți, de elevi, și să, pur și simplu, atunci când se întâmplă un caz de bullying, să vadă ce spune legea și să completeze fișele acelea de semnalare și să se ducă la școală să le depună, dar mai important decât atât, să învețe niște lucruri în care să învețe pe copiii lor, să zic așa, părinții și adulții, niște comportamente
ok, niște comportamente sănătoase care să ducă la prevenirea situațiilor violente, la evitarea lor și la gestionarea lor în fază incipientă, ca să nu escaladeze lucrurile. Deci ce să zic, avem cu toții de lucru. Adică ce e de făcut e fiecare să ne uităm în curtea lui și să începem să muncim cu noi înșine și să fim mai blânzi cu noi și cu ceilalți. Când spuneai despre consilier școlar, probabil că la același lucru te-ai gândit și tu, gândul meu s-a dus către un consilier psihologic. Pentru că, iată, consider că este o formă de, aș spune eu, de igienă relațională în școală, ca fiecare instituție de învățământ să aibă acest consilier psihologic, care cu siguranță are și baza teoretică și cea practică mult mai bine definită, să spunem, decât un profesor, decât un cadru didactic, pentru că până la urmă vorbim despre o persoană de specialitate care s-a mai confruntat cu astfel de situații. Aș vrea să citez puțin din cartea pomenită puțin mai devreme și după aceea am să te rog să ne vorbești puțin și despre cartea pe care, iată, am menționat-o la începutul discuției noastre. În prezent, mai mult decât oricând, climatul cultural și social pare să încurajeze cruzimea și agresivitatea, pentru că, până la urmă, trăim și într-o societate extrem de competitivă. Pe lângă tradiționalele tachinări pe care le știm din sala de clasă ori de pe terenul de joacă, iată, rețelele de socializare atât de răspândite în ultimii ani și de influente până la urmă reprezintă un mediu propice pentru atac și umilințe. Deși din perspectiva adultului aceste incidente, hai să le spunem că par inofensive, pentru că din experiența noastră de părinți, poate copilul venind acasă și spunând m-a lovit cu tare sau nu știu cine ce mi-a făcut, poate că avem această tendință de a spune hai că nu ți-a făcut, ce ți-a făcut atât de grav. Dar copilul probabil că percepe acea formă de abuz sau de agresivitate, indiferent că este una verbală sau una emoțională sau a fost făcut într-un anumit fel, ținând cont de caracteristicile fizice ale copilului respectiv, stăteam și mă întrebam și vreau să te întreb și pe tine dacă cei care abuzează, dacă la rândul lor ei nu sunt victimele altor abuzuri. Probabil că acei copii au fost abuzați și umiliți sau denigrați și au învățat acest limbaj familiar în casă și îi fac același lucru cu alți copii la școală. Da, așa e. Orice agresor este mai întâi o fostă victimă, o victimă domestică de la el, din casă, de pe stradă, din comunitatea lui în care a crescut când era foarte mic, poate chiar până a ajuns la școală, și o victimă care a învățat să supraviețuiască atacând el primul. Da? Și cred că dacă cu toții vom înțelege că, de fapt, agresorul este tot o victimă și îl vom trata ca pe o victimă, adică vom vedea că este un om, un copil cu o rană sângerândă în el, în sufletul lui și care trebuie iubit, îmbrățișat, trebuie ascultat, trebuie văzut ce i s-a întâmplat și tratat la fel, cred că atunci vom face un pas important, pentru că soluția nu e să punem agresorul la colț, să-l pedepsim, să-i scădem nota la purtare, să-l mutăm din școală și așa mai departe. Nu, acolo e nevoie de și mai multă iubire și mai multă înțelegere. Da. Ce facem cu pasivitatea în cazul fenomenului bullying? Cu acei martori pe care, știi cum, forme de agresiune am trăit cu toții. Mă rog, poate că băieții, zic eu, băieții, cel puțin din generația mea sau generațiile anterioare, generațiile următoare, au fost cumva expuși acestor forme de agresivitate verbală sau chiar fizică de multe ori. Și ceilalți stăteau pe margine. Și cred că se întâmplă, cu siguranță ai văzut și tu, și
ai desfășurat foarte multe campanii în zona asta și au circulat cel puțin pe YouTube foarte multe filmulețe în care un tânăr, o tânără, adolescentă sau poate chiar mai mici, erau agresați într-un mod violent, fizic și verbal, și alții colegi râdeau și filmau în acest timp. Da, da. Ce să zic, e dificil. Pe de altă parte, cu toții la un moment dat suntem martori în anumite cazuri de violență și martorii sunt, până acum am constatat, de mai multe feluri. Sunt martori care sunt terifiați de frică să nu li se întâmple și lor și sunt martorii tăcuți care stau. Sunt martori care pactizează de-a dreptul cu agresorul ca să nu li se întâmple și lor și spune dă-i, fă-i. Deci pun paie pe foc, dar o fac dintr-o frică să nu li se întâmple și lor. Și sunt alți martori mai curajoși care deschid gura. Și pot să deschidă gura acasă la părinții lor să povestească, pot să vorbească cu cadrul didactic, da? Cu un adult de încredere. Dar în același timp, acolo când se întâmplă, dacă 2-3 copii care cum să spun, se coalizează, că unul singur nu cred că face față, dar dacă se coalizează mai mult și spun de ce vorbești așa cu el? E prietenul nostru, e colegul nostru, ce ți-a făcut? Și dacă intervin atunci, martorii sunt niște elemente cheie în stoparea bullying-ului, dar trebuie să împuternicim copiii că atunci când observă un caz de bullying, să se coalizeze ei ca martori și să intervină și să stopeze. Și să înțeleagă că acolo nu e vorba că agresorul e puternic când face acea violență. Dimpotrivă, el arată o slăbiciune și o limită. Eu nu mai știu ce să fac, nu știu cum să vorbesc cu tine și te lovesc ca să te domin. Deci, și cred că copiii, dacă înțeleg că agresorul nu este foarte puternic, ci este slab și reușesc să intervină și să-i spună, măi, Gigele, te-ai enervat, hai potolește-te, hai să mergem un pic mai încolo să luăm o gură de aer sau să scoată victima de acolo, hai să ne plimbăm. Nu să pună paie pe foc. Da? Deci martorii sunt cheie. Sau martorii ar putea să meargă la acel adult de încredere, părinte sau profesor, să spună ce se întâmplă și să includă consilierul școlar, să includă acel comitet de intervenție din școală ca să stopeze, să includă specialiștii. Apropo de chestia asta, că toți suntem la cărți aici, discutăm despre cărți, este un film și o carte absolut minunată care arată exemple de bune practici și un mod foarte frumos așa de a primi lucrurile. Vorbesc de cartea și filmul Minunea de R.J. Palacio, o autoare contemporană. Uitați-vă la filmul ăsta, citiți cartea, pentru că acolo nu e o carte teoretică despre bullying, ci îți arată o cazuistică, cum un copil care este exclus, care poate fi victima bullying-ului, cum el este inclus într-o școală și este urmărit pe parcursul unui an și se văd exemple de bună practică, cum este tratat copilul cu comportament agresiv. Și apropo de chestia asta, Sorina, aș vrea să fac o precizare. Noi când am lucrat la normele astea de prevenire a bullying-ului, ne-am ferit cât am putut să folosim agresor și victimă. Am folosit expresia copil cu comportament agresiv, copil cu comportament de victimă. Că până la urmă e important să facem distincție între persoană și comportament. Și un copil care are un comportament agresiv în primii ani, el are, totuși este într-o perioadă de dezvoltare și noi dacă nu-i punem eticheta asta, tu ești răul clasei, tu ești oaia neagră, tu ești agresorul, pentru că noi dacă îi punem eticheta asta, se va lipi de el și va ieși mai greu din făgașul ăsta. Pe când dacă îi spunem, tu ești un copil care, uite, nu știe comportamentele sănătoase, aplici niște comportamente violente, hai să te ajutăm să nu mai faci așa, să faci altfel. Deci și asta e un prim pas, să deosebim păcatul de păcătos, ca să zic așa, da? Persoana de comportament. Da, pentru că noi nu vrem să stigmatizăm copilul cu comportament de agresor. Noi vrem să-l ajutăm și să-l recuperăm și să aibă și el o stare emoțională optimă pentru a învăța, pentru a se integra social. Despre asta e vorba. Trebuie să integrăm și unii și alții.
Cum să fii cool la școală, educație fără bullying, un proiect Asociația Părinților Isteți, psiholog Gabriela Maluf și Adriana Mitu, o carte care, iată, și alături de cartea Stop Bullying, sunt materiale și cu foarte multe informații în care putem să aflăm ce putem să facem noi ca să măcar să ne aducem o mică contribuție, un mic aport la eradicarea acestui fenomen în școli și care, iată, din păcate, astea sunt vremurile pe care le trăim, pentru că pomeneam puțin mai devreme și de bullying-ul cibernetic sau de cyberbullying pe care îl întâlnim pe tot felul de rețele de socializare, este tot mai pregnant în ultimii ani. Pentru că, să zicem, dacă înainte exista doar forma aceasta de bullying fizică, dacă stăteai în casă, nu ți se întâmpla nimic. Dacă mergeai la școală, existau șanse ca cineva să se ia de tine, da? În general, cei mai mari, să spunem, da? Care aveau această dorință și tendință de a te umili. Ori acum, iată, și stând acasă în fața telefonului sau a laptopului, ți se poate întâmpla acest lucru. Pentru că avem Facebook, sunt copii, din păcate, copii mici, 9, 10, 11 ani, care au cont de Facebook sau de TikTok sau de Instagram. Da, așa e. Dacă școala, din păcate, din cauza pandemiei s-a mutat în online, nu înseamnă că bullying-ul a dispărut. Și bullying-ul s-a mutat în online și a căpătat și alte forme cibernetice, vorbim de cyberbullying, nu e o bucurie, dimpotrivă. Și formele de bullying în cyberspace sunt foarte, foarte dureroase și foarte, poate, greu de demonstrat, nu știu, greu de identificat. Pentru că părinții au percepția asta că copilului nu se poate întâmpla nimic dacă stă liniștit în camera lui și face școală online sau se joacă pe calculator. De unde? Îi se pot întâmpla foarte multe. Eu știu cazuri cu copii care, nu știu, erau în grupul de WhatsApp al clasei și pentru că cineva de acolo nu i-a convenit de un copil, să zicem așa, cu comportament de victimă, au zis, ia să facem noi un alt grup și să lăsăm ăsta singur aici. Și nu l-au primit în viitor grup. Sau știu cazuri în care copii dintr-o clasă au făcut un cont fals de Facebook al unei colege cu poza ei și au început acolo să o denigreze public prin contul acela fals, să facă tot felul de postări în numele ei și apoi să le șeruiască în grupul de WhatsApp, să vadă colegii ce prostii postează respectiva fată care nu avea nicio treabă cu acel cont fals. Sunt multe forme, nici nu ne imaginăm și nici nu sunt stipulate legislativ așa, adică trebuie cumva, cum să spun eu, realitatea din internet depășește cu mult reglementările din lege și noi ca părinți trebuie să fim acolo lângă copii și să vedem, să-i ascultăm cu ce se confruntă, să-l întrebăm poate într-o zi în care este foarte furios sau foarte trist sau îl doare burta sau îl doare capul, poate să ne uităm dincolo de lucrurile astea și să-l întrebăm cum ești, ai prieteni, ești fericit, ai avut o zi bună, ai avut o zi proastă, ce ți s-a întâmplat și dacă acel copil zice nu, sunt bine, e ok, hai să facem un pas mai încolo, da? Poate să-l ținem în brațe, poate să ne uităm la un film împreună sau ceva și să ne apropiem astfel încât să se deschidă. Sau de ce nu, poate să-i spunem, mă bucur că ești ok, eu nu sunt așa ok astăzi, am avut o zi proastă, m-am certat cu un coleg. Ei, și când îi dăm noi exemplul nostru, se va deschide și el. Deci e important noi ca adulți să fim atenți, să-i ascultăm pe copiii noștri dincolo de primele cuvinte standard pe care ei le răspund când le întrebăm ce faci bine sau mă doare capul sau mă doare burta. Da? Exact, da, la asta, exact la asta mă gândeam în timp ce te ascultam, cumva să empatizăm și să fim receptivi la nevoile lor, pentru că de cele mai multe ori părintele, când copilul vine acasă de la școală, îl întreabă ce faci, cum ești, cum a fost azi la școală. Dar mai puțin, cum te simți tu sau ce ai făcut tu astăzi și din punct de vedere emoțional, nu doar din punct de vedere informațional, faptul că ai învățat despre X, Y, Z la disciplinele respective, dar și cu cine te-ai împrietenit, cu ce coleg sau colegă ai interacționat, ce lucruri ai împărtășit cu acea persoană.
Ce bucurie ai avut astăzi? Dar ce tristețe ai avut astăzi? Ce a fost azi deosebit? Astea sunt niște întrebări care ar trebui să le punem, cred că, zi de zi copiilor noștri sau măcar săptămânal, ca să știm un pic despre starea lor de spirit. Și aș vrea să completez ceva, Sorin. Cartea aceasta despre care tu ai vorbit este o carte care se adresează în special, adică primordial copiilor. Copii care au învățat să citească, deci undeva 8-12 ani, este o carte pentru ei în care ei vor identifica cazuri des întâlnite la școală, cazuri de violențe, nu doar de bullying, cazuri de violențe și să știe să le discearnă, să știe să intervină, să știe să vadă ce e după un comportament, să știe la ce adult să se ducă și ce să-i zică și ce să facă. Și doar ultimul capitol din această carte se adresează profesorilor și părinților și el începe așa, el este tot adresat copiilor și spune: dacă ai probleme și ai întâmpinat și tu probleme care sunt descrise în carte, mergi la adultul de încredere, trebuie să citească capitolul ăsta, că el o să înțeleagă cum poate să intervină ca să te ajute, da, pe tine și pe prietenii tăi, că până la urmă un copil nu e singur în clasă și, da, așa, dacă unul vorbește acasă cu prietenii, cu părinții, fiți sigur că și prietenii lui au aceeași problemă, dar poate nu vorbesc cu părinții și trebuie cumva cineva să facă primul pas și să o aducă să pună focus pe asta și să facă o discuție cu cadrul didactic și cu părinții celorlalți. Da. Dragii noștri, iată, 30 ianuarie, Ziua Internațională a Non-Violenței în Școli. A fost alături de noi Nadia Tătaru, cofondator Radio Iți Biți, președintele Asociației Părinților Isteț. Am vorbit despre bullying-ul ca fenomen pe care, iată, îl întâlnim, din păcate, în școli. Cartea Stop Bullying, 8 strategii eficiente pentru părinți și profesori, strategii de recunoaștere, oprire și prevenire a comportamentului agresiv, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald, scrisă de Sydney Whitson, și de asemenea cartea prezentată puțin mai devreme și de Nadia Tătaru, Cum să fii cool la școală, educație fără bullying. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi și la această ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Ne dăm întâlnire data viitoare, iar până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! Revedere.